Tudor Arghezi, figură de marca a literaturii române, a fost înconjurat de talentul artistic în familie. Povestea Mițurei Arghezi, fiica iubită a poetului, a rămas în umbra celebrului său tată, însă ea însăși a lăsat o amprentă distinctă în lumea artei și culturii românești, după cum vei afla din cele ce urmează. Tatăl a iubit-o pe Mițura enorm, dedicându-i chiar un celebru poem, Cântec de adormit Mițura. El a reprezentat o influență semnificativă în viața și cariera ei, motivând-o să persevereze și să devină un om de succes. Mițura Arghezi a urmat la rândul său calea artei, strălucind ca balerină și actriță. Cu determinare și pasiune pentru teatru, și-a construit o carieră de excepție. A activat pe scena Teatrului Național București timp de 3 decenii și a fost prezentă în mai bine de 100 de piese de teatru și în 18 filme remarcabile ale epocii respective. Printre peliculele în care a jucat se numără Titanic Vals, Calea Victoriei, Doi vecini, Secretului Bacchus, O clipă de răgaz și multe altele, contribuind astfel la peisajul artistic al cinematografiei românești. Deși numele său real a fost Domnica Teodorescu, tatăl său a alintat-o Mițura, inspirat fiind de un dicționar japonez în care acest cuvânt însemna rază de soare. Până în ultimii săi ani, Mițura Arghezi și-a dedicat viața promovării și conservării moștenirii literare și culturale lăsate în urmă de către marele Tudor Arghezi. Copilăria în umbra celebrității poetului Tudor Arghezi nu a fost pentru Mițura și fratele ei Baruțu o experiență obișnuită. Ei au crescut într-un mediu cultural în care participau activ la evenimentele tatălui lor și erau implicați în creația de povești încă din copilărie. Tudor Arghezi vorbea cu mândrie despre aspirațiile scriitoricești ale copiilor săi și despre modul în care toată familia contribuia la poveștile mamei. Acest amalgam de povești îi fascina pe cei mici și îi stimula să-și dezvolte propria creativitate. Mițura, fiica sa, a crescut apreciind arta și dansul. Îndrumată de Jean Georgescu, un important regizor și scenarist român, ea și-a pus amprenta în lumea filmului și a teatrului. Primul ei film, În sat la noi, a fost doar începutul unei cariere de succes. A jucat în numeroase filme și piese de teatru, dar unul dintre momentele esențiale a fost rolul principal din Titanic Vals. Implicarea în această producție de succes a adus aprecierea sa și a reprezentat, fără doar și poate, o experiență ce a marcat-o profund. Despre filmul Titanic Vals, Mițura a mărturisit că interpretarea a necesitat o adaptare semnificativă pentru a se potrivi cerințelor ecranului. Însă colaborarea dintre regizorul Paul Călinescu și Tudor Mușatescu a dus la un scenariu care a depășit valorile textului original, adăugând savoare momentelor comice și concentrând esența acțiunii. Mițura Arghezi a fost, fără absolut niciun dubiu, o prezență remarcabilă în lumea artistică, combinând pasiunea pentru dans și teatru cu o carieră cinematografică impresionantă.